Geneza, capitolul 4, versetul 1, ne vom uita la un tânăr care n-a avut discernământ spiritual și care de la erou a ajuns un mare zerou. Clipa de neveghere și de neascultare l-a făcut să ajungă într-o stare foarte mizerabilă. Geneza, capitolul 4, versetul 1. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva și a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Am mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, bine vei fi primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său, Abel, haideți să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său, Abel, și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău, Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeac și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului și eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeac și fugar pe pământ și oricine mă va găsi mă va omorâ. Domnul a zis, nici de cum. Și dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi, Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod la răsărit de Eden până aici cuvântul Domnului. Amin. Amin. Vă rog frumos, luați locurile. Dimineața asta Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vă vorbesc despre păcatul lui Cain și anume despre păcatul invidiei. În Sfânta Scriptură există 120 de păcate menționate. Și din lista asta de 120 de păcate știm că Biblia spune că există o plăcere în păcat, plăcerea de o clipă a păcatului. Nimeni n-ar păcătui dacă n-ar exista plăcere în păcat. Dar din cele 120 de păcate menționate în Sfânta Scriptură, singurul păcat care n-aduce plăcere este păcatul invidiei. Singurul păcat care îți aduce amărăciune și stres este păcatul invidiei sau păcatul geloziei. Te uiți în Sfânta Scriptură și îți dai seama că acest Cain, acest fiu al lui Adam și Eva, a fost un om plin de invidie, care și-a distrus viața, și-a lăsat o pată murdară în inima lui și pe tema istoriei care a urmat după aceea. Invidia este un păcat care pur și simplu te distruge, este o rugină a sufletului. Invidia este păcatul acela care pur și simplu te face să moară ceva în tine când vezi succesul altuia. Este un killer al sufletului. Invidia este de culoare verde, spunea Shakespeare. Este ca o cangrenă care te mănâncă pe din interior, care îți fură bucuria mântuirii. Și să nu uităm că Lucifer a ajuns să fie drac și a devenit demon, nu atât de mult din pricina mândriei. Sigur, și mândria a fost acolo. Ci el a ajuns demon din pricina invidiei. Nemulțumit, invidios de poziția care a dat-o Dumnezeu. A vrut să fie mai mult de atât, să fie ca Dumnezeu. Și invidia l-a împins la inimaginabil să lupte împotriva lui Dumnezeu. Și te uiți în Sfânta Scriptură din nou și din nou și vei vedea cum oameni mieroși au devenit fieroși când diavolul a reușit să semene această sămânță, și anume, sămânța invidiei. Domnul Iisus, spune Biblia, a fost ispitit în toate felurile, dar fără păcat. Și noi suntem ispitiți și noi putem să ne păzim de păcatul acesta. Biblia spune că Iisus era mai sărac ca o vulpe, El creatorul lumii. Crezi că la El diavolul n-a venit cu invidie să se uite la oamenii răi și bogați? Și vai de ei care erau hiperbogați și el, creatorul, să n-aibă decât mai sărac ca o vulpe.
Dar Iisus Hristos n-a lăsat invidia să intre în inima lui. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească de această rugină a sufletului. Acest păcat care pur și simplu parcă nu te lasă nici în vacanță. Acest păcat care se ia după tine totdeauna. Și ce să faci? Prin Duhul Sfânt să răstignim firea pământească, binecuvântat să fie numele Domnului. Nu uităm că Holocaustul a fost dezvoltat de un popor foarte cultural, Austria, nu? De ce s-a dezvoltat Holocaustul? Datorită invidiei. 9% din populația Austriei erau evrei. 50% din avocații Austriei erau evrei. 60% din doctori evrei. 90% din patronii din Austria erau evrei. 123 de ziariști din 174 evrei. Și au zis, bă, ăștia 9%, ăștia ne conduc pe noi. Ăștia trebuie să moară. Și invidia pur și simplu i-a măcinat. Și 6 milioane de evrei au murit datorită acestui păcat care a intrat în inima unor oameni cu cultură, că diavolul nu ține seama că tu ai nu știu ce facultate. Diavolul nu ține seama de ce școală ai tu. Satana vrea pur și simplu să te transforme dintr-un om miere, să te facă fiere. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Am auzit cu toți de Mozart, marele pianist Mozart. A avut un profesor pe nume Antonio Salieri. Și Antonio Salieri l-a învățat să cânte la pian. Și când s-a ridicat băiatul ăsta și a început să cânte pe scenele lumii, a luat toate aplauzele Europei. Antonio Salieri a rămas în urmă. Și când a văzut profesorul lui că Mozart e mai bun și că lumea îl iubește pe el, l-a otrăvit. Pe Mozart. Din invidie. Cum, Doamne, să primească el aplauze și eu să nu le mai am? Trebuie să moară tânărul ăsta. Și a mai avut tupeul și să organizeze funerariile. Da, au murit vedeta, da. Invidia. Păcatul acesta care pur și simplu distruge vieți, distruge relații, distruge biserici. Dar în această seară ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu să vedem cum putem să biruim păcatul acesta. Cartea Genesei este o carte a familiilor. O familie în care a existat multe invidii. Multă, multă invidie. Cain, zice Biblia, l-a invidiat pe Abel. Ismael l-a invidiat pe Isaac. Esau pe Iacov. Frații lui Iosif l-a invidiat pe Iosif. Parcă cei întâi născuți s-au descalificat în Sfânta Scriptură, în Cartea Geneza, prin acest păcat al invidiei. Te uiți în toată Scriptura și vei vedea tema asta peste tot pronunțată. Haman l-a invidiat pe Mardoheu. Pilat a priceput că Iisus a fost dat în mâna lui din invidie, spune Biblia. Saul l-a invidiat pe David. Te uiți în Sfânta Scriptură și vezi cum oameni mari al lui Dumnezeu pur și simplu au fost biruiți de acest duh al invidiei și au devenit niște jucării în mâna diavolului și diavolul s-a jucat cu ei cum a vrut. În această dimineață ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt. Amen. Și să putem să biruim acest duh care pur și simplu transformă eroi al lui Dumnezeu în zerouri în această viață. Doamne, îndură-te de noi de fiecare. Și iată pe Adam și Eva, o familie disfuncțională, o familie care n-a ascultat de Dumnezeu și pentru că n-a ascultat, Dumnezeu i-a scos din grădina Edenului. Și Dumnezeu a zis, hai să le îndulcesc viața. Și ce a făcut Dumnezeu? Le-a dat prunci, că pruncii sunt o binecuvântare. Zice Biblia că s-a născut Cain și când s-a născut Cain, care i-a pus numele posesiune, asta înseamnă, săraca Eva a zis, a încăpătat un om cu ajutorul Domnului. Ce-a crezut ea? Se împlinește acum promisiunea, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. În sfârșit se naște Mântuitorul, a încăpătat un Mântuitor cu ajutorul Domnului. Și îl va răzbuna pe Satana care m-a scos din Eden. Dar ea nu știa de fapt că ea va legăna pe primul criminal al omenirii. Și Biblia spune după aia s-a născut Abel. Când s-a născut pe Abel, i-a pus numele deșertăciune. Primul-i baza, întâiul născut. Și Doamne, câți întâi născuți? Oameni cu harul din partea lui Dumnezeu și-au pierdut harul și ungerea pentru că a lăsat ca acest păcat să intre în viața lor și n-au luptat împotriva lor. Și zice Biblia, acești copii care unii teologi spun că erau și gemeni chiar, nu știm asta, se pare că Adam i-a învățat să se închine lui Dumnezeu și a zis, dragul tati, dragul mami, uite, Dumnezeu nostru e un Dumnezeu sfânt și trebuie să aduci jertfă lui Dumnezeu. Tu ai inclinație spre agricultură, adu din roadele pământului. Tu îți plac oile, adu din oile tale, dar să te închini cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia spune că amândoi au adus o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Abel, zice, a adus din oile întâi născute ale turmei lui și Cain a adus, spune Biblia, din roadele pământului.
Și Domnul spune că Domnul a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel, dar n-a privit cu plăcere spre jertfa lui Cain. Dar Cain a știut că Domnul n-a privit cu plăcere spre jertfa lui. Nu știu, a venit foc din cer, i-a autentificat jertfa, nu știu cum. Dar Cain a văzut că Domnul îi zâmbește fratelui său și nu îi zâmbește lui. Și în loc să spună, mă trebuie să învăț de la fratele meu, hai să-l întreb, de ce a primit Dumnezeu jertfa ta și a mea nu? În loc ca să învețe ceva de la Abel, Biblia spune că i s-a posomorât fața și au venit gânduri nelegiuite, au venit gânduri demonice în inima lui ca să-l omoare pe fratele său. Unii spun că Domnul n-a primit jertfa lui Cain pentru că nu exista, nu conținea sânge. Eu nu cred asta. Noi nu credem că Domnul n-a primit jertfa lui Cain pentru că nu conținea sânge. Pentru că în Levitic avem atâtea legi date. S-a dus jertfă din roadele întâi ale pământului. Dumnezeu nu era împotriva faptului că a dus morcovi. Și Biblia ne spune de ce n-a primit Dumnezeu jertfa lui Cain. Și anume, 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 12. Spune Biblia așa. 1 Ioan 3 cu 12. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău. Și de ce l-a ucis pe fratele său? Și acum ascultați. Pentru că faptele lui erau rele. Viața lui era rea. Comportamentul lui era murdar. Iar ale fratele său erau cum? Neprihănite. Domnule, și dacă aducea Cain 20 de miei înaintea lui Dumnezeu, pentru că viața lui nu era curată, Dumnezeu tot nu primea jertfa lui. Pentru că inima lui era rea și neagră. De-aia Dumnezeu n-a primit jertfa lui. Și cum a dus Abel jertfa. Biblia spune că Abel a adus, Evrei 11 cu 4, prin credință a adus Abel o jertfă mai bună. Omul s-a adus-o cu credință în dragostea lui Dumnezeu. Omul s-a adus din ce a avut mai bun în turma lui, din grăsime. Și asta să fie o învățătură pentru noi. Când ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu în fața bisericilor, întotdeauna să ne pregătim înaintea lui Dumnezeu. Domnul merită excelența noastră. Lăudat și onorat să fie numele Domnului. Și Domnul s-a uitat la el și a zis, de ce ți s-a posomorât fața? Că fața spune viața. De ce ți s-a posomorât fața? Vezi că e un demon la ușa ta care bate. E un demon care pândește. Și vrea să-ți distrugă viața. Nu-i așa? Dacă faci bine, bine vei fi primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine și tu să-l stăpânești. Spuneți-mi, bun Dumnezeu, frați și surori? Când îl vede Dumnezeu pe Cain pe buza iadului, pe buza prăpastiei și vede ce vulnerabil îi, când se uită la ce gânduri are în inima lui, când se uită la ce față a avut, Domnul Dumnezeu ce face? Se autoinvită în viața acestui Cain. Domnul Dumnezeu se autoinvită fără ca acest Cain să-i ceară. Și Domnul vine și îl sfătuiește și spune, pruncul meu, dacă faci bine, bine vei fi primit. Adu jertfa bună, adu jertfa cum trebuie și te primești și pe tine bine. Uite, nu o să-i spun nimic lui Abel, adu-o cum trebuie și bine vei fi primit și tu. Curățește-ți viața și adu-o cum trebuie înaintea lui Dumnezeu. Ce bun e Dumnezeu, frați și surori, că atunci când Dumnezeu ne vede pe buza prăpastiei, Dumnezeu intervine din cerul său. Și Dumnezeu ne dă sfaturi și ne dă discernământ spiritual. Numai noi ce trebuie să facem? Să luăm seama, lăudați să fie Dumnezeu. Dar ce face Cain? Respinge sfaturile lui Dumnezeu și joacă actorie. Zice Biblia, Cain a zis fratelui său Abel, hai să ieșim la câmp. O, frate, ești un potențial. O, hai în misiune. O, Domnul e bun, oricând. Hai să facem ceva. Și zice Biblia că în timp ce erau la câmp, parcă văd cu mâna dreaptă, era după umărul lui și cu mâna stângă, în italiană, sinistra, stânga, cu o mână sinistră, l-a împuns pe fratele său și l-a omorât. Ăsta e duhul lui Cain. Joacă o actorie, că pur și simplu nici nu dai seama că te urăște. Zâmbind te omoară. Nici inflexiunile vocii nu l-au trădat, domne. Ce ticălos era în inima lui. Și Abel inocentul zice, da, hai să facem misiune, hai să mergem, cum să nu? Câtă actorie, câtă răutate, măcar că Domnul i-a vorbit și a zis, ascultă, e un demon care bate la ușa ta. Dar ascultă, și Iisus Hristos stă la ușă și bate, nu deschide ușa la demon, deschide ușa lui Hristos. Și dacă vezi că în această dimineață ești aici și ești vulnerabil și ești pe buza iadului și ai gânduri rele, să-ți distrugi poate familia, să distrugi relațiile din biserică, ăsta e Duhul lui Cain și trebuie să te oprești.
Să spui, Doamne, Dumnezeule, ei nu știu, Doamne, ce e în inima mea, Doamne, dar Tu vezi, Doamne, îți ca o bombă cu ceas, Doamne, nu lăsa să explodeze, vin și mă pocăiesc înaintea Ta. Aleluia. Cain nu! Cain nu primește sfaturile! Cain are regulile lui! Invidia! Păcatul luciferic! Cel care l-a transformat pe Lucifer într-un demon! Transformă și astăzi oameni miere în oameni fiere! Și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Proverbe 14:30, Biblia spune așa: invidia este putreziciunea oaselor. Pisma este putrezirea oaselor. Foarte interesant. Că oasele nu putrezesc, nu? Și după mii de ani se descoperă fosile. Dar zice Biblia, fii atent, că invidia îi mai rea ca moartea. Astea pur și simplu putrezesc oasele. Cain, ai grijă că o să putrezești. Numele tău va fi o cară. Și se va spune mai târziu, vai de ei că ce-a urmat pe calea lui Cain. Calea lui Cain e largă, e lată, duce la pierzare. Vai de ei, spune Biblia. Și Domnul nu vrea să spună despre tine sau despre mine, vai. Și Domnul vrea să spună, binecuvântat să fie omul ăsta. Slăvit și onorat să fie Domnul. Uită-te în inima ta. Ai invidie. Pace. Hi, how are you? Dar în inima ta l-ai omorât de 100 de ori. Când vezi că are succes fratele tău, ceva simți că moare în tine. Mă aduceți aminte de Abner și Amasa? Când Abner a zis, o, Amasa, hai înapoi, hai să spun ceva în taină, noi suntem frați. Și l-a luat așa cu o mână dreaptă, hai să spun ceva în taină, și cu o mână sinistră, bang, l-a omorât. Credeți-mă că sunt mulți care ies din slujire, care au intrat plin de bucurie și pace în slujire, au ieșit afară din slujire, pentru că au dat de oameni care au știut să ia așa și le-au omorât pe la spate și a primit o greață. Doamne, îndură-te de noi și nu ne lăsa să avem Duhul lui Cain, Doamne. Absalom o zis, împărate, eu vreau să dau un banchet tuturor fiilor împăratului. Și zice Biblia, pe când inima lui Amnon se bucura, era în banchet, s-a uitat la șmecherul lui și a zis, băieți, săriți pe el, omorâți-l. În timp ce inima lui, da, m-a invitat fratele meu, dar sigur, cum nu? Pace și pe sub masă rup picioarele. Și ce înseamnă asta, frați și surori? Duhul lui Cain. Nu, acum ascultă, am un sfat pentru tine. Omoară păcatul, că dacă nu, păcatul te omoară pe tine. Omoară păcatul ăsta. Că dacă nu, ascultă-mă, e un demon care pândește la ușă, stăpânește-l tu. Controlează-ți emoțiile demonice. Și stai cu capul în scripturi. Mărturisește, nu justifica invidia și gelozia. Și du-te la crucea lui Hristos și spune, Doamne, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și nu mai trăiesc eu. Eu ăsta trebuie să stea pe cruce. Hristos să trăiască în mine. Viața Lui să pulseze în mine. Gândirea Lui să pulseze în mine. We have the mind of Christ. Așa a spus Apostolul Pavel. Avem gândul lui Hristos. Și, Doamne, nu vreau altceva decât mintea Ta, Doamne. Mintea Ta, Doamne, să fie mintea mea. Lăudat să fie Domnul. Lăudat și onorat să fie Domnul. Cain a zis fratelui său, hai să mergem la câmp. Și după ce l-a omorât, spuneți-mi, ce-a făcut Cain? O mers repede să se mărturisească? Ce-a făcut? Zice Biblia că Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? Am o întrebare. Știa Dumnezeu unde e Abel? Știa că e într-o baltă de sânge undeva după un buș, după un tufiș, da sau nu? Dar de ce l-a mai întrebat? Vă rog să ascultați de ce. Pentru că Domnul voia să-i mai dea încă o șansă lui Cain. Bun, bun, nu m-ai ascultat. Ai făcut o lată, ai fost nebun. N-ai avut discernământ spiritual. N-ai ascultat de nimeni. Dar măcar după ce ai făcut o lată, eu te întreb unde, nu că nu știu. Vreau să scot o mărturisire. Vreau să aud, da, Doamne, m-a prins necuratul, iartă-mă, ai milă de mine. Știu că Tu știi totul. Doamne, mă pocăiesc înaintea Ta. S-a pocăit Cain? Nu.
De aceea zice Biblia, Cain e de la cel rău. De ce? Pentru că tata lui diavol este un ucigaș și un mincinos. Și ăsta e Cain, fiul lui Satana. Spiritual vorbind. Și un ucigaș și un mincinos. Și credeți-mă că sunt oameni în bisericile noastre care după ce au trecut tăvălugul peste ei, ai așteptat să-i vezi că vin mai smeriți. Bă, parcă au Duhul lui Cain. Cu pieptul sus. Eu? Eu nu știu nimic. Eu? Ai probe video? Eu? No, nu e adevărat. Problema nu este că ai păcătuit. Și asta e o problemă. Știți care e problema? Că nu ne-am smerit. Peste unii poate să cadă muntele Everest când mândria lor tău nu se sparge. Atâta de grozavă e. Dar uite-te la bunătatea lui Dumnezeu și vreau să te uiți la bunătatea lui Dumnezeu. I-a vorbit Dumnezeu acestui om când era pe buza prăpastei, da sau nu? Da sau nu? Putea Dumnezeu să lase în voia minții blestemate? Putea și totuși Dumnezeu se autoinvită. Și poate ești aici și ai tot felul de gânduri, cancer psihologic care pervertește mintea ta. Asta e duhul de invidie, de gelozie. Și Domnul vrea să vii cu cancerul ăsta psihologic, să vii la picioarele Hristos, să-L mărturisești înaintea lui Dumnezeu. Și credeți-mă că atunci când auzim că oamenii cad în tot felul de păcate și zice, fata aia bună, băiatul ăla bun a făcut, dar nu vin să cred. Ascultă-mă, nimeni nu cade într-un păcat grosolan dintr-o dată. Oamenii cad în tot felul de păcate pentru că resping lumina primită în cugetul lor. Cain a căzut dintr-o dată. Dumnezeu a adus lumină și el pur și simplu respinge sfaturile, refuză responsabilitatea. Ăsta e Duhul lui Cain. În această dimineață vreau să spun ceva. Domnul te iubește? Domnul vrea să salveze viața ta, familia ta? Și n-ai nicio altă șansă dacă vezi că Duhul ăsta te pândește și pe urmele tale de ani de zile. Ascultă-mă. Păcatul pândește la ușă, dar și Iisus stă la ușă. Deschide ușa lui Iisus. Pentru că bucuria mântuirii nu este doar pentru un grup select de credincioși. El a spus, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Caine, nu vreau să devii un criminal. Vreau să-i fac un erou al credinței, să lupți cu Duhul ăsta. Luptă cu Duhul ăsta. Și spune, Doamne, supun mintea mea cuvântului Tău cel Sfânt și vreau puterea Ta să mă inunde. Îl vreau pe Domnul Iisus Hristos în viața mea, lăudat și onorat să fie numele Domnului. Și Domnul spune, blestemat ești tu acum. Blestemat ești. Foarte interesant că este primul om pe care Dumnezeu îl blestemă. Dumnezeu a blestemat pământul, a blestemat șarpele, dar nu pe Adam și Eva. Dar când l-a văzut ce tupeu jegosare, cu câtă nonșalanță minte, și zice, unde-i fratele tău? Și ascultați. Zice, nu știu. Și acum, sunt eu păzitorul fratelui meu? Păi, nu este favoritul tău? Nu tu ești păzitorul lui? Păi el a murit pentru că tu n-ai fost în stare să-l păzești. Tu ești păzitorul, tu ești slab. Asta-i ticăloșia în spate. Și când Dumnezeu vede lucrul ăsta, și vinovat, și bun de gură, Domnul zice, blestemat ești! Cain era de la cel rău! Nu pentru că a păcătuit, ci pentru că n-a ales oferta Harului să se mărturisească. Și dimineața asta poate trebuie să mărturisești. Înaintea Domnului, păcatul, invidie sau alte păcate. Să spui, Doamne, m-am fășurat, Doamne. Vin înaintea Ta, sunt prizonier acestor lucruri. Dar, Doamne, mă pocăiesc înaintea Ta. Poate ești aici femeie care ești căsătorită cu un Cain. În biserică e admirabil, în casă e detestabil. Și de-aia poate copiii nu vor să vină la biserică. Actorie. Știți ce trebuie să vadă copiii? Și ce vrea să vadă Dumnezeu? Că te prăbușești în cămăruța ta. Dacă ai problema asta, ascultă-mă. Nu suna repii la tăți prorocii. Ce-mi vorbește Domnul? Ce-ți vorbește Domnul? Păi, tu nu știi ce trebuie să faci. Ok, noi credem în prorocii, amin? Păi bă, frate, dacă ai păcătuit, dacă vezi că e o emoție diabolică peste viața ta, știi ce să faci?
Ce ai vrea să spună Domnul prin proroc? Ascute sabia, viteazule, te ridic trei trepte, asta ai vrea să auzi. Îți spun eu ce trebuie să faci. Să faci ca David, ai milă de mine, împotriva ta am păcătuit. Iartă-mă, Doamne, zidește-mi o inimă curată. Scutură-mă de leprele astea de păcat, Doamne, și dă-mi Duhul Sfânt, Doamne. Dă-mi înapoi bucuria mântuirii tale. Domnul vrea să vadă pocăință. Că dacă nu-i pocăință, there is no shortcut. Nu există scurtătură pentru mântuire, ci trebuie să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu. Asta trebuia să facă Cain. Și acest Cain nu s-a prăbușit, a rămas membru al umanității și poți rămâne un membru foarte admirabil în biserică. Și Domnul zice, ai cancer spiritual. Și dacă vezi că l-ai, nu te du acasă cum ai venit. Și spune, Doamne, mă prăbușesc. Doamne, dacă am înscenat ceva din invidie asupra unui frate sau unei sori, din invidie, din răutate, Doamne. Și omul ăla suferă și familia aia suferă, pentru că din răutate am lucrat, Doamne. Din invidie, Doamne, pe succes sau pe harul sau pe ungerea lui. Doamne, pun mâna pe telefon și spun, frate, iartă-mă. Mă pocăiesc, repar ce mai pot repara. Dar vreau puterea ta să vină peste viața mea. O, lăudat și onorat să fie Dumnezeu. Amin, frați și surori? Psalmul 118 cu 27, Biblia spune așa. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii. Bind the sacrifice with cords to the horns of the altar. Legați cu funii vita pentru jertfă. Și aduceți-o până la coarnele altarului. Și acum dați-mi voie să vă spun ceva. În fiecare dintre noi există o vită care se numește firea pământească. E sălbatică, are coarne, are copite. Și când l-ai primit pe Iisus Hristos, firea ta pământească n-a murit, ci trebuie să o răstignești, să o legi. Auzi? Să legi firea aia pământească, să o aduci la crucea lui Hristos. Și să spui, Doamne, mă dezbrac de omul cel vechi, Doamne. Îmi înnoiesc mintea prin cuvântul Tău, Doamne. Și vreau să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine. Mă răstignesc! Leg vita asta, Doamne, firea asta pământească. Amen. Și, Doamne, vreau să se vadă Hristos! Aleluia. Slăvit să fie numele Lui! Aleluia. Poate Dumnezeu să ierte orice păcat? Aleluia. Există bunătate și în Vechiul Testament? Există Evanghelie și aici că Dumnezeu dă șansă după șansă unui om care pur și simplu refuză în mândria lui. Da. Și pe lângă asta, culmea, când Domnul îi dă pedeapsa și nu-l omoară, dar de ce vezi, vei fi fugar. Ascultați ce zice el. Pedeapsa mea e prea mare să o pot suferi, serios. Deci, vai cât o să sufără. Deci nu te interesează cât suferă mama și tata. Cum a suferit Abel? Cum suferă neamurile, relațiile care le-ai avut datorită acestei crime odioase? Nu, el e centrul univers. Observați mândria. Eu sufăr, eu vai de mine. Ăsta-i Duhul lui Cain. Cain era de la cel rău. Frate și soră, să ne prăbușim înaintea crucii lui Hristos. Să spunem, Doamne, nu vrem altceva decât Hristos să locuiască în viața noastră. Într-o desăvârșire admirabilă. Doamne Iisuse, vrem mintea Ta să fie în mintea noastră. Lăudat și onorat să fie numele Domnului. Uită-te în viața ta. Care e păcatul care te leagă? Care e duhul ăla care pândește? Care e fiara aia? Care e demonul ăla care pândește? Nu deschide ușa. Nu o să poți lupta cu el. Omoară-l acum în fașă. Dacă vezi că ai crescut puiul ăla de leu și tot l-ai hrănit de ani și ani de zile și deja e leu mare, ascultă-mă, nu lupta tu cu el. Du-te la crucea lui Hristos și spui, Doamne, în urmă cu 2000 de ani, Tu ai dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-ai făcut de o cară. Ești biruitor asupra lor prin cruce. Doamne, Tu ai biruit și demonul ăsta al invidiei și al răutății. E un demon, Doamne, care bate la ușă. Doamne Dumnezeule, Tu mi-ai dat biruință în urmă cu 2000 de ani prin Hristos. În rănile Tale, Doamne, aleg să mă vindec, Doamne. În rănile Tale, Doamne, sunt tămăduit, Doamne. În sângele Tău mă ierzi de orice păcat. Îmi reînnoiesc viața, relația, familia, soția să nu mă mai cunoască acasă, copiii să spună: "De unde are tata bucurie?" L-a transformat Dumnezeu dintr-un Cain într-un Abel. Poate Dumnezeu să transforme inimile noastre? Amen. Și unde este locul unde trebuie să mă duc? La crucea lui Hristos. Acolo unde mânia lui Dumnezeu a fost sucativată în trupul lui Hristos. Și eu pot să am pace cu Dumnezeu. Pentru că mânia lui Dumnezeu s-a stins când a văzut sângele lui Hristos. Și pe baza sângelui lui Hristos spun, Doamne, ăsta e păcatul meu, ăsta-i, am fost nebun, n-am avut discernământ, am refuzat sfaturile, dar vin înaintea Ta, Doamne,
jegos și te rog, curăță-mă, spală-mă tu, îmbracă-mă cu haine de sărbătoare, cred în Iisus care l-a biruit pe Satana, biruiește în viața mea. E bun Domnul Iisus? Am auzit de doi pescari care s-au dus la pescuit și în timp ce pescuiau, a venit un șarpe de la mare. Unul dintre ei, când a văzut șarpele, s-a dus la mașină, a luat o lopată și a venit și zăp pe el. I-a tăiat capul. S-a dus înapoi cu lopata la mașină și când a venit înapoi, șarpele fără cap, e ca și cum ar fi vrut să muște. Și ăla colegului zice, uite-te la șarpele ăsta. Ăsta e mort și nici măcar nu știe. Ăsta e mort și nici măcar nu știe. Învățătura este următoarea. Hristos, în urmă cu 2000 de ani, a zdrobit capul șarpelui. A zdrobit autoritatea diavolului. Și a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ mie. Și cu puterea asta, voi veți călca peste șerpi, peste duhurile. Pentru că cei în noi mai tare decât cei în lume. Este Duhul Sfânt în tine? Nu spune că nu pot, frate, nu pot, frate. Îl crezi probabil mai mult pe Satana decât pe Dumnezeu. Spune, Doamne, eu pot tot un Hristos care mă întărește. Cel slab să zică, sunt tare în Hristos. Isaia spune, nu te teme viermele lui Iacov, că te prefac, zice, într-o mașină de război și vei vântura munții. Poate Dumnezeu să te transforme dintr-un vierme, frate, dacă ai ști. Isaia 41, frate, dacă ai ști, nu pot, frate, nu pot, frate, nu poți. Diavolul spune asta că nu poți. Hristos spune, ești mai mult decât biruitor. Aleluia! Ești chemat să domnești în viață prin Hristos. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Crezi asta? Da. Și mă refer la orice duh care te pândește. Da. Tu poți să-l stăpânești. De ce? Pentru că Hristos e la centru de comandă. Aleluia. Și Biblia spune așa, Isaia 41 cu 14. Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov. Și rămășița slabă a lui Israel. Dar de ce? Versetul următor, versetul 15. Ce face Dumnezeu cu un om care alege să nu se teamă? Să declare război păcatului în viața lui. Ce face? Te fac o unealtă ascuțită, nouă de tot, cu mulți dinți și vei zdrobi și vei sfărâma munții și vei face dearul ca pleava. Poate Dumnezeu să te transforme dintr-un vierme, frate, să te facă Dumnezeu o unealtă cu care munții să-i spulber, nu altceva, poate? Și asta se face doar datorită lucrării Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Care îți ațintește privirea la cine? La Domnul Iisus. El e puterea mea, El e înțelepciunea mea, El e viața mea, El e sursa trăirii mele. A Lui să fie gloria. Gloria Lui. Poate Dumnezeu să transforme Cain în Abel? Și să vă mai dau o veste bună. Biblia spune, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Ce cerea? Strigă. Răzbunare. Creștin vechi testamentar. Dar Biblia spune așa, că sângele lui Hristos vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Glorie lui Iisus Hristos! Amen. Când oamenii te condamnă, când diavolul te condamnă, mintea ta nu se poate, știi bine de câți ani, nu, e prea târziu. Satana spune asta. Tu mergi înaintea crucii lui Hristos și spui, Doamne, sunt în mâna ta și nimeni nu mă smulge. Tu mă poți păstra în harul tău, Doamne. Doamne, diavolul s-a jucat cu mintea mea într-un fel sau altul. Dar, Doamne, Dumnezeu, sângele tău nu cere răzbunare, ci împăcare cu Tatăl. Și tot ce e vechi se duce pe apa sâmbetii. Și spui, sunt o făptură nouă în Iisus Hristos. Lăudat să fie jertfa lui Iisus Hristos. Doamne, adu sănătate spirituală, Doamne. Doamne, orice duh spurca să plece din viața noastră. Să te împotrivești nu în puterea cărnii, ci în puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că noi avem niște arme care nu sunt supuse firii pământești, ci sunt supuse Duhului Sfânt. Și zice Biblia, aceste arme ce fac? Răstoarnă izvodirile minții. Ce înseamnă izvodire? The imaginations. Imaginația minții. Cancer psihologic. Și să spui, Doamne, aplic sângele lui Hristos asupra minții mele. Protejat de Domnul Iisus Hristos, Cel care m-a răscumpărat. Și Doamne, nu mai vreau să stau în rebeliune, nu mai vreau să mă duc pe logica mea, nu mă mai încred în mine, ci mă încred în cuvântul Tău cel Sfânt. Cuvântul Tău este adevărul. Și vreau să vă spun ceva, nu cunosc nicio altă voce în viața mea decât vocea Scripturii. Asta singur, sigur nu mă înșală. Sigur nu mă înșală. În urmă cu câțiva ani de zile eram așa într-o noapte întunecată a sufletului. Pur și simplu, confusion spirits. Și apăsare, așa.
torpile de deznădejde dintr-o dată. Repetate. Și ce am făcut? Mi-a mărit doza de a citi Scriptura mai mult. Pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Gloria lui în veci. Și am început să citesc. În timp ce citeam Scriptura, aud vocea Duhului Sfânt. Du-te la magazin și ia-ți un notes. Hardcover. Ia-ți cel mai bun pix posibil. Și începe să notezi tot ce simți că eu îți vorbesc în timp ce citești Biblia. Și în timp ce citeam Biblia, și aveam experiența ucenicilor pe drumul Emausului. Nu ne ardea inima noi, simțeam când vorbește Domnul, pac, luam versetul și îl scriam. 300-400 de versete într-un carnețel. Oriunde mă duceam, era cu mine carnețelul. Și când venea diavolul cu o torpilă de aia ca să aducă frică și deznădejde, pentru că așa cum s-a mintit, frica nu e un sentiment. Frica e un demon, e un duh de frică. Și Dumnezeu nu dă un duh de frică, e un duh. Și când venea duhul ăla de frică, luam promisiunea lui Dumnezeu. Și vă spun înaintea Domnului, când ajungeam la 5-a, 10-a promisiune rostită cu voce tare, toți dracii fugeau. Pentru că există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Este scris, este scris, este scris. Vezi că demonul ăsta te pândește, la tine e alta, la tine e alt păcat, la tine e alt păcat. Alt demon, diavolul știe slăbiciunea ta. Și tăria unui lanț este dată de cea mai slabă verighe. Veghează acolo. Ce să faci? Mănâncă cuvântul. Stai cu capul în Scripturi. Uitați ce zice Biblia în Psalmul 119:92. Biblia spune așa: If your law had not been my delight, I would have perished into my affliction. Dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, eram ca și Cain. Aș fi pierit unde? În ticăloșia mea. Și Ezra zice așa, frate Gabi, cel care scrie Psalmul 119, eram pe buza prăpastiei, eram pe buza iadului. Și dacă n-am pierit și nu m-am dus de avalma, e că am făcut din promisiunea lui Dumnezeu proptele mele. Și ori de câte ori diavolul vedea, spuneam, este scris. Și am făcut din legea lui desfătarea mea. De aia sunt în picioare. Căci cuvântul este puterea lui Dumnezeu. Hristos e mai tare ca diavolul. La birui, la cruce. Ce să faci? Pune-te să citești Sfânta Scriptură. Pentru că credința vine în urma nu a citirii, ci a auzirii. Adică în timp ce citești, deschide-te lucrării Duhului Sfânt și fă ca inima ta să audă ceea ce citești. Nu doar să citești, ci să lași ca Duhul Sfânt să te facă să auzi, să aprici cuvântul ăla. Să-ți ia inima foc pentru Iisus Hristos. Aia e prezența Duhului Sfânt. Și asta te va împuternici să mergi pe cale până la capăt. Mă rog ca Domnul să binecuvânteze Biserica Philadelphia. Cu har, cu sănătate, cu apetit spiritual pentru cuvântul lui Dumnezeu, care este puterea lui Dumnezeu. Și să-ți mai spun ceva. Tocmai faptul că dimineața asta ai auzit cuvântul ăsta este un semn că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Tocmai faptul că ai auzit cuvântul ăsta în dimineața asta este un semn că Domnul n-a terminat cu tine, ci că Domnul în dragostea lui zice: vino, vino, mărturisește, ascultă. Dacă ai făcut ceva rău, nu spune Domnul nu mă mai iubește. Domnul zice: unde-i fratele tău? Domnul vrea să audă o mărturisire de pocăință. Ăsta e Dumnezeul slavei. Și pentru că Domnul este aici și Iisus este prezent aici, vreau să lăudăm pe El. Vrem să-i dăm slavă și glorie și să cerem duh de vindecare spirituală în familiile noastre, în bisericile noastre, în relațiile noastre. Acest duh spurcat să fie pus pe fugă în numele lui Iisus Hristos. Amin? Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Haideți să intrăm în rugăciune înaintea Domnului. Nu o să spun să ridici mâna, nu o să zic să vii în față. Domnul cunoaște inimile noastre. Și spune: Doamne Dumnezeu, vin înaintea Ta, Doamne. Păzește-mă de duhul ăsta spurcat. Dacă ai alt duh care e pe urmele Tale, vin înaintea Domnului și spune: Doamne, ajută-mă să stăpânesc păcatul. Nu mă lăsa să deschid ușa. Îmi deschid ușa inimii lui Iisus Hristos. Dacă ești nemântuit în această dimineață aici și nu ți-ai deschis ușa lui Iisus Hristos, Domnul stă la ușă și bate. Indiferent cine ești, că ești prun de pocăit. Ești în casa lui Dumnezeu, dar casa lui Dumnezeu nu e în tine. Spune: Doamne Iisuse, intră în inima mea. Fă curat în viața mea, curăță-mă, dă-mi o viață nouă, Doamne. Tu poți, Doamne, lucrul ăsta. Și mă rog ca Dumnezeu să lase să ploaie cu mântuire peste noi. Dumnezeu să mântuie pruncii noștri. Dumnezeu să vindece inimile noastre.
familiile, bisericile să fie transformate prin cuvântul puternic al lui Iisus Hristos. Gloria. A lui să fie slava de acum și până în veci. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnul.